Sorry, partea a doua s-a întrerupt. Să vă deschideți inima și să aveți încredere că Dumnezeu are mult mai mult, mult mai multe binecuvântări pentru în viața voastră, dar asta ia prima decizie trebuie să fie a voastră, pentru că El nu forțează, nu-și forțează voia în viața voastră. Sau prima decizie e a voastră, să vă deschideți inima și va lua timp. Nu fiți nerăbdători cu dumneavoastră însuși sau nu fiți cruzi sau fără iertare sau fără milă împotriva dumneavoastră însuși. Aveți milă de dumneavoastră și nu vă aveți răbdare cu voi însuși, pentru că procesul ăsta va lua timp. Și și va lua timp în acord cu timpul lui Dumnezeu și de multe ori asta produce frustrare în noi ca oameni. Deci nu vă frustrați din partea asta, pentru că va lua timp și dar va fi ceva extraordinar la sfârșit. Să aveți o zi foarte bună și vorbim mai târziu. Bye, bye!